Motivul convocării ședinței de îndată este situația a 11 trasee de transport persoane din județ, care, din cauza faptului că operatorul ce câștigase licitația este în dizolvare, au rămas neacoperite. Asta înseamnă că de circa 2 luni, oamenii din mai multe localități ale județului nu mai au niciun mijloc de transport în comun. Copiii nu mai au cu ce veni la liceu. Profesorii nu au cu ce se ducă la școală, în localitățile unde predau. Și de 2 zile nu facem altceva decât intervenții la ministere. Din fericire pentru noi, ieri am primit avizul de la Ministerul Dezvoltării și Regionale și Administrației Publice. Da? Și ca urmare am fost nevoiți să convoc această ședință de îndată. Problema este mai veche, însă nu s-a putut face nimic până acum, deoarece, nemai fiind timp pentru organizarea unei licitații, pentru atribuirea directă a acestor trasee era nevoie de avizul expres al Ministerului Administrației. Demersurile au început în urmă cu circa 2 săptămâni, iar avizul Ministerului a sosit în cursul zilei de joi și de aceea a fost nevoie de o ședință de îndată. Prin excepție, putem în situații de maximă urgență, exact cum e acesta, să face o rabat de la regulă și Consiliul Județean poate să dispună prin hotărâre atribuirea directă a unui alt operator prin Comisia Paritară și Direcția de Transport, lucru care rezultă din proiectul de hotărâre care v-a fost atașat. Ca de obicei, consilierul Constantin Buduru este cel care a încins spiritele în ședință, lansând o serie de acuzații grave, care nu au rămas însă fără răspuns. După informațiile pe care le-am, e posibil ca o singură firmă din județ, nu din municipiu, să ia aceste trasee și atunci acel operator își va face prețul pe aceste trasee și care va fi un preț care poate să-l decide dacă nu există o concurență. Dacă aveți informații că se întâmplă ceva și anunțați instituțiile abilitate. 2. Această ședință, această ședință este publică, este filmată de toate televiziunile, se dă pe post. Da? Și toată lumea. Și din asta. Am spus niște lucruri principiale pe care. Atunci nu mai faceți. Domnul consilier, ați făcut o afirmație gratuită, că aveți informații că s-ar întâmpla ceva neconform. Dacă aveți informații că se întâmplă ceva neconform, informați-ne pe noi acum, informați instituțiile de abilitate, să vă abțineți. Dar dacă aveți dovezi, dacă aveți probe, dacă aveți ceva... Păi și faptul că am abordat această treabă, o să vedem anumite documente la cel care va câștiga această credințare directă când le-au ținut. O să vedem atunci dacă aveți... Deci dacă aveți informații, anunțați-ne pe noi prima dată. Domnule, că nu sunt organ de controștere. Păi atunci nu mai faceți aceste afirmații gratuite. Noi să ne uităm la documentele acelei firme. Când le-au obținut și o să vedem... Atunci așteptați să se întâmple și faceți sesizarea pe urmă, domnul Buduru. Dacă nu se anunță în presă criterii care pentru atribuirea... Adică, cum dacă nu se anunță? Înseamnă că nu mai anumiți operatori știu de acestea. Deci să facem public asta putem. Păi nu vedeți că deja e publică de acum, că e filmată și va fi transmisă? E publică, condiții de participare, nu sunt publice aici. Dacă le făceau la niște, nu le simt ridica maturile. Constantin Buduru a primit și un răspuns juridic la problema ridicată. Interele sunt prevăzute în lege. Deci legea se prezumă a fi cunoscută. Trebuie să nu avem publică în presă. Deci trebuie să știu. Sunt interele prevăzute în legislația în vigoare. Cine îndeplinește, vine. Sigur că da. Deci, fii sigur că vom aplica criteriile prevăzute de lege. Nu sunt criteriile noastre. Există cum. Sunt date prin acte normative specifice. Noi vă mulțumim pentru grijă pe care o aveți, dar dacă aveți informații, dați-ne, spuneți-ne și nouă, haideți să anunțăm instituțiile abilitate, să arestăm oameni. Până la urmă, tot acest scandal s-a încheiat cu votarea proiectului de hotărâre în unanimitate, ceea ce înseamnă că traseele de transport în cauză urmează a fi încredințate direct unei firme ce va respecta toate criteriile impuse de lege.